Anii trec, viața trece, copiii cresc și adesea pleacă. Astăzi suntem în localitatea Coșcalia. Să-i spunem la mulți ani lui domnul Vasile, cunoscut pentru mâinile sale de aur. Este cel mai bun electrician din localitate. A crescut două fete frumoase și astăzi ele vin să-i spun mulțumesc, tată, pentru tot. De fericire! Domn Vasile, toată lumea vorbește în sat că cel mai gospodar om este astăzi omageat. Și noi din casă în casă am mers și tot ne arătau spre casa dumneavoastră. Și când am ajuns aici, copiii dumneavoastră ne-au confirmat că, uite, aici trăiește cel mai gospodar dintre gospodari bărbați. Și este și omageat astăzi și împlinește 68 de ani. Noi dați nevoie să vă spunem mesajul nostru de felicitare, dar nu înainte așa cu emoții, haideți să-l aplaudăm, dar emoții. Așa, lasă și pahare. Vrem să te bucuri de oamenii cei mai dragi. De asta am luat și o tortă ca să savurați toți împreună. Mai ales că știi, tată, că statutul de străbunel deja te face și mai cu spatele drept și trebuie să ne promiți că străbunelul o să joace la nunta nepoților. Și pentru asta trebuie să aplaudăm, că în ziua de azi nu toți bunei ajung să-și vadă strănepoții. Eu cred că... Este al nostru să trăiască bine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și acum, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mă bucur foarte mult să mă văd alături de părinții noștri. Îmi cerem scuze, Oleac, că suntem... Nu suntem acasă, suntem la molan, sunt la spital și vorbim aici ușor, dar vă felicităm cu emoții. Tata, mulți ani! Așa. Bunielu! Ia, bunielu! Vasilică, iubitul meu! La mulți ani, bunielu! Și abia așteptăm acasă să ne întâlnim, să dăm un pahar de genia. Și să știți că aici și domnul Alexandru, când l-am întrebat pe domnul Alexandru cum este domnul Vasile, a spus așa, el e un bun gospodar, face vin bun, are mulți iepuri, o spui, iubești pescuitul, dar n-are când să plece, așa că vă rog să vă organizați cu familia și să mergeți toată lumea la pescuit. De acum, doamna Larisa trebuie să ne vorbească. Haideți, dar noi aplaudăm! Dar mai strâns o leacă, nu? Bravo! Vă ajunge! Așa! Anatole, pe tine nu te las în pace, nu ești pe domnul Viorel. Să te văd așa mândru și frumos cum ești amuia încă 68. Muncșor, da? Cât i-a dat Dumnezeu? Și simăm și organizăm răbalcane tale. Așa, dorință. Încă vreo 60 de ani, dacă suntem împreună, sfugim. Faci sănătate. Asta e cea principală. Sfugim, dar dacă nu fugim, asta e. Așa. Domnul Vasile, asta e poza care fetele vor să vadă la dumneavoastră în casă, sub formă, pe perete, doamne, sub formă. Aici avem un coș de fructe, tot pentru dumneavoastră, el este foarte gigant. Uite, timpul să ne spuneți ceva, vă povață la 68 de ani, ca noi toți acești de aici. Ai spune vreo șmechere, că înțeptăm la asta numai cu șmechere, nimic. Azi n-am în primul rând, salutați-vă fetele, ele au vrut să fie alături de dumneavoastră. Vă doresc mult sănătate și
spor la muncă. Știți așa cum v-a învățat tata. Dar în genere, în generale, la 68, spuneți-ne, cum este la 68? Sau vreo povață, nu, uitați-vă, și toată lumea. E normal. E normal.